Pentru anul școlar 2018-2019 avem aprobat în planul de școlarizare de Inspectoratul Școlar Județean Neamț o clasă pentru profilul teologic însemnând 28 de locuri și o clasă pentru pedagogic însemnând 28 de locuri. În perioada 10 mai până pe 22 mai se desfășoară probele de aptitudini. Mai precis, 10-11 mai trebuie să meargă împreună cu unul din părinți la școala gimnazială pentru a ridica fișa de înscriere. Pe 14-15 mai, adică ori pe 14 sau 15 mai, trebuie să vină cu unul din părinți pentru a aduce dosarul. Și după aceea, pe 16 mai, sunt probele de aptitudini la teologie și pe 17 mai probele de aptitudini la pedagogie. Pentru cei care doresc, eu le doresc succes, pentru alte amănunte poate apela la secretariatul liceului sau la noi pentru a le da mai multe informații pentru cei care sunt interesați.